Aproape jumătate din golurile UTEI în acest sezon. Bine, înaintea acestei partide, sigur, vorbim de o statistică ce nu prinde meciul de la Botoșani. 3 goluri din cele 7 înseamnă jumătate, dar au fost goluri venite cu șuturi din afara careului. Lovitură liberă pe care o bate Octavian Ursu. Ursu pe poartă, gol! 3-2 pentru UTA. Ce execuție are Ursu! Disperat Marius Croitoru, fazele fixe, din nou o problemă pentru echipa sa. 2 goluri încasate astăzi ca urmare a unor lovituri libere. Nu e Vlăduț Morar, n-a fost Ursu. Am văzut că se bucura. Da, a fost execuția lui Vlăduț Morar. Surprinzătoare. E și o mică greșeală de portar, însă execuția a fost extraordinară, sub bară. Dubla lui Vlăduț Morar. Ce desfășurare a avut acest meci? 1-0 pentru UTA, 2-1 pentru Botoșani, 3-2 pentru UTA. Și mai e până la finalul acestei partide.